Vă salut cu mare, mare drag. Sper că v-ați dat o cafeluță sau o cacao cu lapte, ori un ceiuț și sunteți pregătiți să vă arăt rețeta mea de mucenici. Niște mucenici mai deosebiți, aș putea să le spun, și foarte delicioși. Chiar îi recomand cu drag. Rețeta aluatului este de la cozonacul meu, pe care l-am aici deja pe canalul meu de YouTube, însă am înjumătățit cantitățile. Cantități pe care o să vi le las chiar aici, în partea dreaptă. Exact așa cum am făcut eu de data aceasta. Vă recomand să dați făina prin sită pentru a o aera și totodată să luăm eventual dacă sunt anumite impurități prin ea, ne rămân în sită. Și după ce am făcut pasul acesta, ne vom ocupa de restul ingredientelor. Eu vă recomand, dacă vreți să faceți acești muceni, să-i faceți chiar de astăzi, din seara aceasta. Și spun din seara aceasta pentru că este 7 martie acum. Deci vă recomand să-i faceți din seara aceasta, faceți aluatul, care apoi îl lăsați la dospit la rece, în frigider. Aici avem laptele. Eu deja în lapte am pus coaja de lămâie și vom adăuga zahărul vanilat, pentru că acum aromatizăm laptele pentru aluat. Și după aceea punem pe foc și lăsați un pic să devină călduț. Deci nu foarte, să nu fie fierbinte, dar să fie suportat de deget. Oricum este un alat care dospește la rece, așa că pasul acesta este sau nu este important. Dar eu voi păstra jumătate din aluat mai târziu, o să vedeți. Bun, iar acum, odată ce laptele nostru este călduț, putem să ne apucăm de frământat. Știu că în general, aluatul de cozonac ridică foarte multe semne de întrebări gospodinelor și nu numai, dar o să vedeți că nu este atât de greu și vom face toți pașii împreună pentru a avea muciniți sau chiar și cozonac, dacă vă doriți să faceți cu acest aluat. Adăugăm laptele, amestecăm ușor, iar mai apoi vor veni restul de ingrediente unele după celelalte, deci vor intra în joc împreună. Puteți fie să lăsați un pic acest aluat să lăsăm puțin drojdia să se activeze, ori puteți să frământați direct. Nu am observat, sincer, să fie vreo diferență, dar dacă vouă vi se pare, faceți exact așa cum știți mai bine. Galbenușurile de ou, la fel, le punem și pe acestea și începem să frământăm cu mâna. O să vedeți că voi adăuga untul sau voi puteți să puneți, ați văzut, jumătate lapte, jumătate unt, jumătate ulei. Mă scuzați. Ori doar ulei, puteți să încercați până la urmă, încercați și vedeți ce funcționează mai bine pentru voi. Și voi adăuga untul, în cazul acesta, în linii mari. Deci voi pune cantități cam de 3 ori în total și apoi îl pur și simplu iau și îl frământ destul de multicel, undeva la între 5 și 10 minuțele, cam așa. De obicei ne oprim din frământat când vedem bulele acelea de aer specifice aluatului de cozonac, că se formează în aluat. Dar nu este neapărat, vreau să spun, frământatul sau trântitul, la asta mă refer, că nu este atât de important. Important este să activăm rețeaua de gluten din aluat și de aceea, vedeți cum prind aluatul și îl pliez, iar apoi îl trântesc. O să vedeți că odată ce trântiți, încep bulele și ies la suprafață. Este important să aveți acest aluat ușor flexibil, chiar cum îl vedeți aici, în cazul în care atunci când îl apucați de la jumătate el nu se pliază, înseamnă că mai are nevoie de puțin lapte. Contează foarte mult cât de umedă este făina sau cât de uscată este. Uneori poate să nu intre toată cantitatea de lapte și altori este nevoie de încă puțin lapte. Și dacă mai adăugați lapte, să aveți grijă să aveți și puțin ulei la îndemână, să nu se lipească aluatul de mâini, pentru că să devină puțin mai lipicios. Deci da, se poate să adăugăm și lapte în aluatul deja format. Nu este nicio problemă. Decât să avem un aluat mult prea viscos, mult prea dens, mai bine adăugăm puțin lapte. Odată ce este format, îl punem la dospit. Și vă recomand să faceți dospirea la rece pentru acest mucenici, deci îi lăsați la dospit în frigider peste noapte. Acestea sunt și bulele, sper că se pot observa și la voi, bulele de aer din aluat. Eu am ales să împart aluatul în două, deoarece v-am spus, o parte o voi folosi, puteți să faceți orice altceva, puteți să faceți și mucenici simpli și cealaltă parte o punem la frigider. De asemenea, închinăm și aluatul. Eu închin de fiecare dată aluatul și sunt curioasă dacă și voi o faceți. Chiar să-mi scrieți în comentarii. Este ceva ce am deprins de la străbunica, bunica, mama și așa mai departe. Bun.
Deci, de aceea vă spun, apucați-vă de acest aluat cu cel puțin 2 zile înainte de a dori să serviți mucenici. Odată ce a dospit, vedeți că deja s-a modificat puțin, nu arată acest aluat dospit la rece, nu o să arate niciodată ca un aluat dospit la cald. Eu vă las și voi împărți în bucăți egale. Acum depinde de voi cât de mari sau cât de mici doriți să aveți mucenicii, dar grijă mare că această tehnică de a-i face, trebuie să aveți destul de mult picel aluat, undeva la 150 de grame, pe mucenic, pentru a vă permite să-l întindeți destul de lung, deoarece noi apoi când îl pliem, când îl împletim, mai pierdem puțin din lungimea lui. Vom forma biluțe de aluat pe care le lăsăm deoparte până când începem și îi întindem să-i umplem. De asemenea, dacă aveți mai mult aluat decât am eu aici, este bine să-l acoperiți puțin cu puțină folie de plastic ca să nu se formeze crusta aceea din cauza aerului. Ne creăm un șnuruleț micuț pe care mai apoi îl întindem destul de subțire, nici foarte subțire să ni se rupă în momentul în care îl vom rula, dar nici gros. Pentru că avem nevoie de o fâșie, de o bucățică destul de lată, pentru a ne permite nouă să întindem și destul de multă dulceață pe el, sau nucă, sau cacao, deci depinde, umplutura poate să fie la alegerea voastră, încât să ne permite nouă să putem pune această compoziție pe suprafața ei. Deci vedeți aici, da, aș putea să spun că are undeva la jumătate, la un milimetru grosime, cam așa, dacă nu mă înșel și nu spun prostii. Dulceața. Eu am aici dulceață de afine și smeură. Faceți ce dulceață vreți voi, doar ce vă recomand este să nu fie foarte lichidă. Trebuie să fie o dulceață destul de densă, să nu iasă din aluat în momentul în care îl vom rula. Și o întindem cu grijă, astfel încât să avem aproape peste tot. Puteți chiar să puneți ceva mai multă dulceață chiar pe marginea care o să se plieze prima. Un pic mai mult, deci nu foarte mult. Oricum o să vă dați seama, dacă n-ați mai făcut până acum genul acesta de tehnica aceasta, mai bine spus, o să vă dați seama imediat după ce îl faceți pe primul. După ce îl rulați, o să vă dați seama cum merg lucrurile. Și cu grijă mare îl rulăm. O să vedeți că la un moment dat ciupesc aluatul și îl ridic ușor, da? De zona aceasta pe care o rulez, partea aceasta, o ciupesc și o ridic. Pentru că dacă rulez direct, o să-mi iasă toată dulceața, o să-mi iasă pe lângă. Și nu ne dorim să o împingem spre exterior, deoarece vrem ca banda aceasta de la final să fie curată, ca să poată face prinderea de cealaltă, să putem să o ciupim acum din nou, chiar acum, astfel încât să se lipească una de cealaltă. Și eventual, dacă s-a dus un pic dulceață, mai tragem puțin de margine, o mai lungim un picuț. Ciupim și gata! Acesta este ruloul. Ce aș putea eu să mai spun la acest aluat? Doar timpii de dospire. Deoarece avem prima dată aluatul între care trebuie să stea peste noapte la frigider, iar mai apoi, după ce facem rulourile, trebuie să stea puțin la congelator ca să putem să-l tăiem. Pentru aceste rulouri atât de subțirele, eu v-aș recomanda un 15, maxim 20 de minute, dar să verificați, depinde și de congelatorul vostru, cât de puternic sau cât de slab este. Să nu vi le congeleze, să nu puteți să lucrați cu ele. Deci ele trebuie să fie destul de ferme, dar să ne permită nouă să aibă totuși flexibilitatea de a le putea împleti. O să vedeți asta puțin mai târziu, că o să vedeți exact cum se întâmplă acolo. Continuăm în felul acesta cu restul biluțelor noastre, exact aceiași pași peste tot. Și după ce sunt gata toate, le punem la congelator, le puteți acoperi cu o folie de plastic sau nu, pentru că le scoatem imediat. Dar pentru liniștea voastră puteți să le acoperiți cu o folie de plastic, le dați la congelator și după 15 minute puteți să vă duceți să le verificați, să vedeți dacă la atingere sunt tari. Dacă spre mijlocul rulourilor vi se pare că sunt încă moi, le mai lăsați încă 5, maxim 10 minute și vă duceți iar și le verificați. Și dacă sunt tari în momentul în care le atingeți, le scoateți și ne apucăm de împletit. De asemenea, dacă aveți mai multe și faceți poate dintr-un kilogram, din 2 kg de făină, eu vă recomand să le scoateți pe bucăți. Nu le scoateți pe toate odată pentru că se vor înmuia și atunci trebuie iar să le băgați la congelator și iar să mai așteptați. Deci scoateți tavă cu tavă, vă ocupați de prima tavă, apoi de următoarea și tot așa.
Așa. Ale mele sunt gata, deci se face magie aici, vedeți prea bine. Uitați cât de bine se lipește și lipește totodată puțin, dar nu contează. Iar cu un cuțit ascuțit, cu grijă le tăiem pe jumătate. O să vedeți să nu vă speriați, căci cuțitul o să treacă destul de ușor prin aluat. Vedeți, da, deci el este tare la atingere, dar încă poate să fie manevrat. Să nu fie tare beton ca o baionetă, ca o sabie, să stăm așa, stai băț. Nu, de fapt, de ce se lasă el la congelator? Deoarece atunci când facem această acțiune, să nu iasă compoziția din el. De aceea, iar dacă voi aveți mai multe tăvi și le scoateți mai devreme, ele se vor înmuia și când veți împleti, nu o să se mai comporte atât de bine. Sunt curioasă dacă o să reușiți să faceți opturi cu această compoziție, cu acest mod de a face mucenicii, deoarece mie nu mi-a ieșit. M-am bătut puțin cu aluatul, ca să spun așa, bătut în ghilimele. Așa încât am făcut exact ce s-a putut și anume niște coronițe, îmi place să le spun coronițe, covrigii aceștia, coronițe sună mai frumos, și esuri, care la fel sunt niște mucenici sau sfințișori, Ali, te îmbrățișez tare, la Ali, a mea am auzit prima dată de denumirea aceasta de sfințișori și mi se pare tare frumos, chiar, deci, sfințișori avem aici. Și am făcut esuri. Iar după ce terminăm cu modelatul mucenicilor sau sfințișorilor noștri, îi punem la frigider. Din nou îi acoperim cu folie de plastic și îi lăsăm să dospească în frigider. Deci din nou dospire la rece pentru 3-4 ore. Și spun asta pentru că sunt destul de micuți. Aluatul este destul de finos, ceea ce ne permite nouă, sau este bine într-un fel, că o să dospească ceva mai repede. Dar tot o să ia ceva. Deci de aceea vă spun, trebuie să-i faceți cu cel puțin 2 zile înainte. Și după aceea batem un ou cu puțin lapte și îi ungem. Aveți grijă doar să ungeți doar aluatul, să nu ungeți și compoziția în sine, pentru că o să mânjiți apoi pensula. Deci, fără deci, aici sunt sfințișorii sau mucenicii noștri. Sunt foarte, foarte drăguți. Mi-e plac foarte mult. Și nu este gata, da? Dacă ați văzut la început, nu este gata pentru că ne vom ocupa acum de o glazură de lămâie. Sună așa, glazură de lămâie, dar de fapt este ceva foarte simplu. Și mai apoi vom pune pe ei fistic sau zmeură liofilizată dacă aveți la îndemână. În fin, pentru glazura aceasta de lămâie am o lămâie și veți vedea că am să adaug 5 lingurițe de zahăr pudră. Lingurițele mele sunt un pic mai măricele, ceea ce înseamnă că la o linguriță mai mică poate să puneți 6-7 lingurițe, dar vedeți în funcție de consistența ei. Totodată am adăugat zahăr vanilat pentru un plus de gust și din nou pentru un plus de gust puteți să puneți chiar și coajă de lămâie. Pe lângă faptul că o să se vadă foarte frumos așa pe mucenic, acea coajă de lămâie care o să se ia pe pensulă, este și un plus de gust, cui îi place, bineînțeles. Și puneți zahărul pudră astfel încât să aveți o consistență ușor cremoasă, ușor mai viscoasă, să nu fie ceva foarte lichid, pentru că vrem să și rămână acolo pe mucenic, nu doar să-l ungem cu ea. Odată ce glazura noastră este gata, ungem mucenicii din abundență. Deci vă recomand să puneți multă, multă glazură de lămâie pe ei, pentru că nu o să regretați. Bine, asta pentru cei care iubesc gustul dulce acrișor. Căci pentru cei care sunt mai mult cu ciocolata, nu vă recomand rețeta aceasta sau depinde, dacă vreți să încercați și altceva, se merită măcar să vă faceți 4-5 mucenici și așa să vedeți cum sunt. Pune în glazură multă, 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 multă și chiar puteți să puneți cu un polonic să fie și mai multe, să nu încercați, să nu faceți neapărat cu pensula. Iar mai apoi fisticul. Și dacă îi vreți și mai frumoși, v-am spus, zmeură liofilizată. Zmeura aceea deshidratată dă foarte, foarte, foarte bine. Eu sper din suflet că v-a plăcut să mă urmăriți și de data aceasta. Nu uitați să vă abonați. Aș aprecia tare mult. Poate chiar să și distribuiți această rețetă. Poate aveți prieteni, cunoștințe care și-ar dori să îi încerce. Și de asemenea să-mi scrieți aici în comentarii dacă o să încercați și voi, chiar de astăzi. O să fie puțin cam ciudat să auziți, să vă uitați la videoclipul acesta mâine sau voi mâine.
dar este dedicat special pentru voi astăzi, să vă uitați astăzi la el. Chiar sper să vă placă, să încercați și chiar vă rog, un comentariu aici, în josul paginii. O zi minunată de frumoasă vă doresc și mult spor în toate, da? Pentru că o să avem nevoie cu toții!